Epidemia de rujeolă continuă la noi în țară, doamnelor și domnilor, și vin date care arată că stăm rău. Vreau să vedem, pentru că este alertă și în spitalele de copii din capitală, din cauza numărului mare de internări din ultima perioadă, pentru că nu se opresc îmbolnăvirile și au decedat și adulți. Părinții care au contactat boala, ultimul decedat este un bărbat de 41 de ani și vreau să vedem cum arată clasamentul, pentru că, din păcate, țara noastră și Austria sunt cele mai afectate țări de această epidemie de rujeolă. Vedem aici țara noastră și suntem la incidență mai mare de 20. În acest moment, din cauza faptului că nu s-au făcut vaccinări pentru rujeolă, doar în ultima săptămână am avut 949 de cazuri, bărbatul decedat de 41 de ani și în total sunt aproape 13.000 de cazuri de rujeolă. Este alături de noi domnul Adrian Marinescu, directorul medical de la Matei Balș. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție, domnule Marinescu, și toată lumea credea că se vor liniști lucrurile, dar vedem că sunt cazuri în creștere și nu mai sunt locuri în spitale. Cum stați dumneavoastră? Bună ziua, cu plăcere. Din păcate, despre pojar vorbim de 5-6 luni și e departe ca situația să încheie. Am avut destul de multe complicații și, așa cum spuneați dumneavoastră, nu numai copiii fac rujeolă, adevărat că cel mai adesea se întâmplă la ei. Sunt și adulți, am avut și persoane de peste 50 de ani, în momentul în care au și boli cronice, riscul de a face o formă severă și de a avea complicații majore există. Categorică, lipsa de vaccin, lipsa de protecție la nivelul populației este cauza principală și v-aș atrage atenția asupra următorului fapt, că nu e o boală de sezon și nu va fi o boală de sezon și putem să avem mereu probleme în condițiile în care nu creștem această protecție. Deci lucrurile oricând pot să se repete. M-ați întrebat cum e în spital. Destul de multe prezentări, avem câteva zeci de persoane care se prezintă cu rujeolă indiferent de vârstă. Sigur, nu toți rămân internați, dar dacă e un copil mic, dacă e o persoană cu boli asociate, trebuie să fie monitorizată. În plus, în formele severe, sunt chiar pacienții care ajung în terapie intensivă, din păcate. Ce recomandați dumneavoastră în această perioadă? Pentru că știm, vaccinarea nu se face pentru copiii foarte mici. Al doilea rapel se face undeva în jurul vârstei de 5 ani. Sunt mulți care poate sar aceste etape. Cu siguranță că sunt mulți care sar aceste etape. Evident că tot vaccinarea e cea importantă. În plus sunt acele reguli de igienă, lucrurile pe care le făceam oricum și în pandemie și nu mă refer la restricțiile importante, în așa fel încât să nu am focare în școli, să nu am focare în grădinițe și să nu am nici la adulți. Deci aceleași măsuri de prevenție, pentru că transmiterea este pe cale respiratorie, acele lucruri trebuie să le fac și dacă totuși cineva are o simptomatologie, trebuie să izoleze. Să vă aduc aminte că înainte de erupție, care e totuși caracteristică, în primele zile vorbim ca la o răceală. De asemenea, trebuie să mă izolez chiar dacă nu știu că va fi rujeolă sau va fi poate o altă viroză. Deci trebuie să fiu atent încă de la început. Cine sunt persoanele care ar trebui să se prezinte la urgență și care să fie semnalele de alarmă? Bine, înainte de toate ar trebui să fie o bună legătură cu medicul de familie, ar trebui să fie o bună legătură cu medic pediatru. La camerele de urgență, cum spuneam și cu ocazia gripei și în alte situații, merg dacă într-adevăr starea generală este proastă, dacă e un copil mic, dacă e o persoană care are, de exemplu, boli cardiace sau boli pulmonare, în momentul în care lucrurile se întâmplă repede, sunt dificultăți de respirație, evident că voi ajunge la cea mai apropiată cameră de gardă, nu trebuie să fie un spital de boli infecțioase. Mulțumesc, domnule Marinescu, pentru sfaturile dumneavoastră.